așa cum ne place nouă să spunem, plămânul puternic al județului Bacău. Oneștiul a fost, timp de peste 30 de ani, cel mai puternic oraș industrializat din județul Bacău. Aici a existat, și spun a existat, pentru că din păcate vorbim la trecut, cea mai puternică platformă petrochimică, fără să exagerez, sigur din Moldova și cred că a doua din țară. Astăzi avem un oraș care a rămas ancorat, din păcate, în metehnele trecutului și mă refer aici din punct de vedere economic. Pentru că, să o spunem răspicat și sincer, timp de 30 de ani, aici, în Onești, s-a mințit sistematic. S-a mințit sistematic că se va reporni RAFO Onești, ea a fost jefuită, spoliată. Știm noi foarte bine de cine. S-a dat o speranță acestor oameni de foarte bună credință, acestor oameni minunați, acestor oameni care și-au dedicat viața pentru acest oraș și pentru județul Bacău. Am spus-o și repet, de față cu dumneavoastră, omul care are destinele economice și administrative ale României, că nu mai putem minți oamenii, deși noi nu am făcut-o niciodată, că oamenii nu mai pot fi mințiți, și că în Onești, ceea ce a fost, din păcate, nu mai poate să continue. Noi, liberalii, și împreună cu doamna Elena Pașcu Apăvăloaie, candidata Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Onești, scuzați-mă, scuzați-mă emoțiile, avem un program extrem de ambițios și corect și realist. Ne propunem ca la Onești să construim un parc industrial cu componentă tehnologică și științifică. Acum 3 zile în Onești a fost ministrul Fondurilor Europene și doamna vicepremier Raluca Turcan, am purtat o discuție cu mediul de afaceri din Onești și împreună cu mediul de afaceri din Onești am convenit că aceasta ar fi soluția pentru renașterea Oneștiului. Prezența dumneavoastră aici, și dragi oneșteni și dragi băcăoani, prezența premierului României în Onești este garanția că noi nu mințim și că de îndată, pentru că sunt fonduri europene, pentru că avem bună credință și pentru că ne dorim ca la Onești să se întâmple lucruri sănătoase, corecte, cinstite și de viitor, prin prezența domnului Orban astăzi, al premierului României, domnul Ludovic Orban la Onești, este o chezășie că ceea ce am spus se va întâmpla. O opresc aici și vă transmit, dragi oneșteni și dragi băcăvani, că timp de 30 de ani, municipiul Onești și județul Bacău au fost conduse doar de PSD. E un moment în care trebuie să facem un restart. România se mișcă. România a înțeles că trebuie să vină liberalii să o conducă, pentru că, da, o spun răspicat, cele 9 luni de zile în care guvernul liberal, condus de Ludovic Orban, a condus România, am trecut prin cea mai grea perioadă a României, am traversat și traversăm această perioadă pe care noi nu ne-am dorit să se întâmple și n-am vrut să se întâmple pandemia. O țară lăsată de PSD cu un buget spoliat, da, liberalii din de 9 luni au salvat și salvează România. Este un adevăr, s-a demonstrat că bună practică liberală a funcționat și trebuie și în Moldova și în Bacău să fim în pas cu modernizarea, cu lucrurile bune care se întâmplă în România. Ne despart de frații noștri din Ardeal doar 150 de kilometri. Putem și noi să trăim ca ei. Cum? Simplu. Vom avea autostrada Bacău-Brașov, care va trece prin Onești. Vom avea și noi un parc industrial la Onești și în municipiul Bacău, la fel ca în Cluj și în Brașov. Suntem oameni harnici, gospodari, demni și putem să ne conducem singuri destinul. Vă mulțumesc frumos și pe 27 septembrie aveți, dragi oneșteni și dragi băcăoani, șansa să alegeți pentru municipiul Onești o doamnă serioasă, o doamnă avocat, un om care a venit
cu sufletul curat și cu multă dorință de muncă și pentru Consiliul Județean, eu, Ionel Palăr, sunt chezășia faptului că ceea ce noi am spus în acest program se va întâmpla. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun și multă încredere, pentru că dacă nu vom încerca să schimbăm ceva, nici nu vom reuși niciodată. Vă mulțumesc frumos! Doamnei Irena Pașcu Apăvăloaie, viitorul primar al orașului, al municipiului Onești, după data de 27 septembrie. Irena. Și împreună să putem face lucruri pe care nu le-au făcut alții în 30 de ani. Eu să-mi spun și cutia, pentru că la mine foaie de cutie, chiar dacă nu o să mă uit cu ea, înseamnă echilibru. Și o să pun așa în colație ca să pot să spun cele câteva cuvinte pe care vreau să vi le adresez. Încep în primul rând prin a-i mulțumi domnului prim-ministru, enamorată cu prezența nostru și pochetul nostru Onești. Un oraș care însă și-a pierdut din farme. Dar, domnule prim-ministru, vă poziți astăzi într-unul dintre cele mai bogate și frumoase orașe ale României predecembriste. Găsiți astăzi un oraș peste care însă s-a așternut praful. Un oraș lăsat să moară. Un oraș tratat cu indiferență, cu nepăsare de administrațiile locale care s-au perindat timp de 30 de ani prin Onești. De la orașul dat exemplu de curățenie, performanțe culturale, performanțe în cercetare, performanțe industriale, performanțe sportive, am ajuns orașul pe care din ce în ce mai puțin îl putem numi acasă. Ne-au plecat tinerii, un oraș care se laudă la momentul de față, între ghilimele se laudă, cu cele mai mari taxe și impozite, care se laudă cu incapacitate de a atrage fonduri europene. Un oraș care da? Nu reușește sub nicio formă să aibă bugete de dezvoltare, are bugete de subdezvoltare. Ce anume? Un oraș care, în primul rând, își uită tinerii, uită de cetățeni și îi tratează cu indiferență, îi tratează cu nepăsare. Acest oraș are nevoie să fie primuit de un om care, în primul rând, trebuie să-l iubească. Trebuie să-l iubească, să iubească orașul și trebuie să iubească pe cetățenii acestui oraș. Vrem... Eu, împreună cu echipa mea, echipa mea care înseamnă Dreapta Unită la Onești, așa îmi place să-i spun, trei partide care și-au ales oameni care au aceleași scopuri, oameni care își doresc să transforme Oneștiul și care își doresc să dea viața acestui oraș în care ne-am născut, am crescut, trăim și vrem să trăim în continuare. Alianța de Dreapta, Alianța PNL-USR Plus, va face o figură extrem de frumoasă la Onești. Și va fi surpriza aceea pe care ne-o dorim de atâția ani la Onești. Vom transforma Oneștiul în ceea ce a fost el mai de mult. Toată lumea știa că Oneștiul era zâmbet pe cartea țării. A fost un șlagăr vestit în 1960, care așa spunea despre Onești. Zâmbet doar pe cartea țării. Asta va redeveni Oneștiul. Venim cu un proiect despre care domnul Ionel Palăr a făcut vorbire. Este vorba despre parcul industrial care se va face în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău. Nu e o soluție pe care am inventat-o noi, e o soluție pe care am inventat-o și au aplicat-o alții și a dat și rezultate și o vom face și la Onești. Împreună cu Consiliul Județean Bacău vom reuși să facem acest lucru și vom reuși să rezolvăm prioritatea numărul 1 a proiectului nostru pentru oraș, respectiv crearea locurilor de muncă. Pentru că asta este chestiunea care ține acest oraș în loc. Într-adevăr, am avut săptămâna asta și săptămâna trecută vizitele mai multor miniștri la Onești. Ne-a dat girul pentru acest proiect domnul ministru Marcel Borduș, căruia îi mulțumim pentru prezență.
Domnul vicepremier Raluca Turcan, care iarăși îi mulțumim pentru implicarea și pentru sfaturile pe care mi le-a dat. Și astăzi îi mulțumesc domnului Ludovic Orban pentru că este alături de noi și face acest gest de susținere a echipei de la Onești, a echipei de la Bacău, a echipelor din întreg județul și dă forță dorinței noastre de a schimba lucrurile în bine și de a pune atât Oneștiul cât și județul Bacău pe harta galbenă a țării. Pentru că se așteaptă de 30 de ani la Onești, la Bacău, ca lucrurile să se schimbe. Mai e o săptămână până la alegeri. Vin și rog pe toți cei care își doresc să ocupe fotoliul de primar, să respecte dreptul de vot al cetățeanului. Un drept constituțional care a fost câștigat cu greu. Îi rog să nu transforme sufragiul în monedă de șantaj. Dacă oamenilor a ajuns să le fie frică de primar, înseamnă că trăim în dictatură, nu în democrație. Și nu asta ne-am dorit. Închei și punctez câteva aspecte. Nu voi lăsa Oneștiul să fie victima celor care l-au folosit atâția ani de zile pentru a-și rezolva interesele personale. Nu voi lăsa ca acest oraș să dispară pentru că unora nu le pasă. Mie îmi pasă, nouă ne pasă. Mie și echipei mele a Treptei Unite de la Onești. Voi lupta pentru că noi, oneștenii, merităm în al nouălea ceas un om căruia să-i pese. Mulțumesc din nou pentru susținere, mulțumesc domnule premier pentru că ne-ați călcat pe la bun și pentru că ne onorați cu prezența la Onești. Știu că veți fi alături de noi în continuare și că veți pune numărul la reclădirea Oneștiului. Iar noi, echipa liberală, echipa de dreapta unită la Onești, liberalii, eseriștii și păsiștii, vom pune Oneștiul iarăși pe harta țării și ne vom strădui ca acest oraș să-și recapete valoarea de mult pierdută. Dragi colegi, mărturisesc că îmi doream să fac altfel. A domnului președinte, dar răspund după cele ce am ascultat, că a spus să la domnul președinte, cu mare speranță a voastră, domnule prim-ministru, ascultați-ne și ajutați-ne. Domnul președinte, de mult fac Oneștiu, am fost cel mai aproape, dacă mi-aduc aminte, cu Aron Popa, n-aș făcut un timp de forță, cred că în 3 luni și ceva, în condiția în care nimeni nu credea lucrul ăsta, am reușit să modernizăm drum absolut Onești. Nici măcar acea dovadă de seriozitate, am dus până la Comunești, domnul primar, nici acea dovadă de seriozitate și de mobilizare, parcă nu a contat, dar a fost aproape. Trebuie simplu pentru mine, avem nevoie, sunt foarte mare. Și anume, un primar cu viziune, un primar care să fie un primar al mileniului 21, un primar care să cunoască lumea în care trăim, care să cunoască toate instrumentele moderne de administrație, care să fie conectat la economia și societatea secolului 21, avem nevoie de un astfel de partener ca să putem construi problema pentru Onești. În ce mă privește pe mine, atât pentru Ionel Pală, cât și pentru Elena Pașcoa Povăloaie, este o certitudine faptul că ușa mea e deschisă, orice proiect care stă în picioare va beneficia de sprijin de la guvern, orice fel de finanțare pentru obiective care sunt evidente în valoarea Oneștiului și a județului Bacău, vor beneficia de finanțare. Mai mult decât atât, împreună putem să identificăm cele mai scurte drumuri spre dezvoltare. Pentru că aici, în Onești, într-adevăr, mă bucur că ați spus prioritate zero atragerea de investiții. Pentru că fără investiții, nu trebuie să vă putem, că nu se vă putem, că copiii mei creșteau de noroc în altă parte. Fie în altă țară, fie în altă parte a României. Pentru că sunt unii care pleacă și în altă parte a României. Se spune liber. Rahul,
tot ce era industrie, a fost distrusă de mafia de servicii. Asta face că nu știm lucrul ăsta. Onești este ținut în acest cap de dezolare, de decădere continuă de PSD și de cei care au condus fără niciun pic de responsabilitate și de respect față de oneșteni destinerea acestui oraș. Când te plimbi noaptea, vezi că e lumină la două apartamente din 10. Pare din ce în ce mai tare un oraș părăsit. Da. Nu există viață economică, nu există chiar și pe străzi. Nu există viața, nu există în alte localități. Deci au plecat din Onești mici și de oameni tineri, care au fi putut aici, acasă, la ei, să-și găsească un rost, să-și întemeieze o familie și să încerce să reușească în viață. Ce ne dorim noi este să schimbăm destin, să reluăm, practic, prin metode administrative, într-o guvernare locală, cu viziune, să reluăm care. Deci, și lucrul ăsta e posibil. Vedeți? Și, în general, tot arealul Valea Procușului pe care am venit și toate localitățile. Oneștiul poate deveni un pol de dezvoltare economică, în loc să fie un pol de sărăcie, poate deveni un pol de dezvoltare economică care susține dezvoltarea economică și în localitățile din arealul înconjurător. Așa funcționează în toată Europa. În general, centrele urbane sunt niște centre de dezvoltare economică care susțin și asigură suportul și pentru arealul metropolitan, pentru localitățile din jurul Oneștiului, la fel cum este vina Oneștiului. Repet, un singur lucru, oamenii salarii. Și aici mai avem 7 zile, să tot din 100 de ani. Toată echipa de Unica, Agența PNR, USR Plus, în următoarele zile, la cuvință, are Oneștiul să merge casă în casă, din apartament în apartament, să vorbim cu oamenii, să-i convinge că se poate și în Onești. Așa cum s-a putut în foarte multe orașe, de la Sibiu, începând, în care Iohannis a schimbat destinul Sibiului, până la Oradea, Timișoara, Cluj și toate orașele dezvoltate, care au reușit, practic, să evolueze exploziv. Vă puteți baza pe mine și transmiteți acest mesaj către oneșteni. Eu cunosc Onești cu mine, am fost în Onești de 10 de ori și știu care sunt problemele Oneștiului, iar guvernul pe care îl conduc va fi cu adevărat partener al unei administrații liberale care se asigură de dezvoltarea Oneștiului. Mulțumesc! Mulțumesc și doamna ministru Violeta Alexandru, să reînființăm casa de pensii aici. Dar de altfel ce au luat casa de pensii de aici? Când se bate drumul toți cei care vor să-și depună dosare de pensionare, se bate drumul până la Bacov. Că nu le convenea conducerea să vorbim la PSD. Asta a fost motivul. Evident că voi vorbi și doamna Alexandru să reînființăm, să spun, sediul casei de pensii la Onești, dar visul meu este ca în maxim un an de zile să nu mai fie nevoie neapărat de sindicii ce unde se duci cu plătit cu dosare, ci totul să se poate face online, să platforma să fie interoperabilă, să vezi în revisal platforma angajaților zilei de zile online, să vezi toate veniturile și să le poți calcula toate online. Sunt convins că așa se va întâmpla și că oamenii nu vor mai trebui să dea pe la cozi, să întâlnească dosare, să pierde vremea timpul și nervii în fața unor de funcționari care de multe ori nu au pierd să-i servească. Vă mulțumesc! Succes! Când în Comănești întâlniți un oneștean, domnule primar, sunt convins că o să convingem să voteze cu Elena Pașcu Apogolae. La fel în Moinești, la fel în toate localitățile. În Târgu Ocna, sper să îndemnem Târgu Ocna de data asta, destul și Târgu Ocna cu PSD-ul. Succes vă doresc și să avem cu adevărat șansa ca după 30 de ani, Bacău să-i dăm familii bune, să alungăm mafia pe sediste, să-i liberăm cu adevărat Bacău, să-i dăm o șansă la dezvoltare. Succes! Doamne ajută! Iubia și Lecu!